Hei, bună seara, bună seara, vă mulțumesc seara. Foarte mult că am venit. Ce față are de țăcănete, mișto rău. Cel care întotdeauna mi-a fost foarte, foarte aproape și pe care l-am urmărit și am urmărit întreaga carieră, a fost Costel. Știi că în ultima perioadă, neavând show-uri, am început să fac destul de multă reclamă un online și am făcut de curând la o bancă și mi-a scris cineva în comentariu: cât de jos te poți duce, Costel? Ce urmează? Ai umor? Și... da. Iată, e pe sinceritate, da, da. E foarte frumos să încep cu așa, o mică recomandare pentru oamenii de acasă, este dacă vreți să creăm, să creați o atmosferă de club de comedie, este foarte important să închideți lumina, să fie întunecat, să vă așezați pe cel mai incomod scaun din casă, vă luați un pahar de bere sau un pahar de vin și să luați niște bani și să-i aruncați pe fereastră. Cam așa este atmosfera de club de comedie de la noi din țară. Sper să vă placă ce am de oferit pentru voi în această seară, iar dacă nu vă place, apelați la cele două calități umane, iertarea și uitarea. Nu vreau să zic că e cel mai bun material al meu, nu pot să garantez că e cel mai bun material, ce pot garanta este că e un material autentic. E ca o ciorbă rădăuțeană în rădăuți, trebuie să fie bună, e de acolo. E ca un masaj tailandez făcut în... în Thailanda. E ca o ejaculare în Slobozia, ca să o dau pe față. Într-o perioadă în care omenirea trece printr-o grea încercare, într-o perioadă în care omenirea este împărțită în tabere, condusă de guverne nepăsătoare și e plin de pandemie și de boală și sărăcie, eu am de gând să vă vorbesc un pic despre mine. Eu asta vreau să fac. Să vă zic că m-am mutat de curând. M-am mutat într-o locuință nouă cu familia. Am 3 copii, 2 pisici, o soție. Toate ale mele. Noi formăm o familie monovenituală pentru că sunt singura sursă de venit. În același timp este și o familie policheltuituală. Se cheltuie în dragi. Cunoaștem. În ultimul loc unde am stat, în ultimul apartament, am stat într-un bloc cu 10 etaje, la etajul 8. La etajul 9 stă un bătrân care are grijă de porumbei. Și în momentul în care ai grijă de porumbei, tu urăști oamenii. Cam asta este ideea. Când cineva în bloc are grijă de porumbei, e clar că omul ăla detestă omenirea. Ar vrea să murim. Altfel, de ce ai avea grijă de acești șobolani înaripați, cum le zice lui? Și faza că este că toți acești porumbei, nu știu exact cât sunt la număr, dar fac numărul 2 la mine în balcon. Nu știu exact cum se duc ei la baie, presupun că și au un ziar, cu ce fel de titluri sunt la ziarele lor, este cu cine e pe fir porumboiul sau nu știu. Își iau sub aripă, pe aripile vântului, habar n-am la ce să... Se uită la pasărea spin și fac numărul 2 la mine în balcon, pe bune. Am început să prind boală pe porumbei. Ia iurea să urăști simbolul păcii, dacă stai aici. E destul de iurea să urăști simbolul păcii, pentru că, bine, aveau și decența înainte porumbei să arate a ce mai supli. Acum, nu știu dacă i-ați văzut, îți grași, îți obezi, pentru că mănâncă pâinea aia albă, uscată, dată de toată lumea, așa, și au probleme cu glutenul, au boli ca oameni ăștia, au diabet și cancere sărace. I-a zis, cum sunt grași, nici să mai dau, nici nu să mai dau din fața mașinii, trebuie să frânez. Am văzut că ei cu colțul parbrizului, stai un pic, mâncați și că abia m-am ridicat de la sol. Serios, chiar am văzut la un moment dat, am văzut un porumbel trecea pe trecerea de pietoni. Deci pășea, nici nu mai zbura, pur și simplu s-a și uitat la mașină, la număr, la mine, la mine s-a uitat la semafor. Vezi că am verde, unde te grăbești așa? Unde turezi motorul? Vrei să mai ai pe conștiință? Doamne ferește! Nu știu dacă știți, dar mai toți porumbeii sunt catolici, pentru că nu poate să-și strângă penele să fie ortodoci. Se... și fac cruce. Mi-a dat mă asta pe Costel, și ăștia, îți dai seama, fac numărul 2 la mine în balcon. Bătrânul ăsta, am început să prind boală și pe el și văd, îl văd că se transformă încet, încet într-un porumbel. Serios, că nu prea salută oamenii. Are și o poziție de porumbel, așa merge cu capul în față mereu. Nu e să mai dilată pupila. Are un punct negru acolo în loc de ochi. L-am și salutat într-o zi, eram pe scara blocului, am zis, bună ziua, s-a uitat la mine. A fost... a fost ciudat. În fine.
La etajul 7 stă o familie de bătrâni pe care eu împreună cu familia ce facem, îi omorâm. Nu ezitau să ne spună o dată pe lună. Veneau de multe ori când mai aduceam niște copii pe acasă, colegi de-ai copiilor noștri de grădiniță, și când aleargă cel mare, are un stil de alergat destul de dubios. Nu-și mișcă corpul de la brâu în sus, iar de la brâu în jos dansuri irlandeze populare. Știți cum? Deci cam asta este ideea fugitului în casă și ne tremură apartamentul nostru, îmi dau seama ce se întâmplă la vecinii noștri. Na, femeia că suferă cu nervii, vine și ne mai sună la ușă și eu îi răspund și este: oprește-ți dracu să mai alerge, că ne omoară. Potolește-ți împielițații să mai fugă, că ne cade tavanul în cap. Vrei să ne ai pe conștiință? Cum faci? Doamne ferește! Că și ei sporumbei și fac tot așa cruce. Vino până la noi acasă să vezi cum ne cade tavanul în cap. Zic: Doamnă, în primul rând mă sperii, pentru că zdârdie falca și n-ai clipit de 2 minute. N-ai umezeală în ochi. Mă sperie treaba asta. Tu și sigur ești de pe aici, de pe la noi? Că eu am mai văzut filme cu dumneata. Oprește-ți dracii să mai... Doamnă, are câțiva ani, aleargă, se bucură de viață. Unde mă apuc acum să-mi cer copilul că aleargă? Aleargă, atâta faci, așa aleargă el. Nici nu știu acum, poți să înveți un copil să alerge altfel? Așa s-a născut cu alergatul ăsta. Cum aleargă prima dată, așa o să alerge toată viața. Este... De ce mă pui pe mine să îl chinui pe ăsta, să-i tai din bucuria vieții? Te rog eu frumos, spune-i tu. Intrați, găsiți-l în primul rând. După ce îl găsiți, spuneți-i dumneavoastră. Serios, adică nu... Ce să fac acum? Să-l cert eu pe copil că se bucură de viață? Termină cu prostile, treci dracu pe canapea. Stai pe tabletă și nu-ți consuma energia. Visează urât, spasmodic. Serios, adică n-ai ce să faci. Și nu rezolv niciodată treaba asta, niciodată închid ușa fără să rezolv toată treaba, acceptându-mi karma că la bătrânețe o să pățesc la fel. Îmi accept karma că la bătrânețe, 70 de ani, o să fiu într-un safari, mă pierd de grup... În timp ce mă leg la bocanc, o cireadă de rinoceri o să facă stânga de aiurea și o să fiu luat în copitele lor și atunci o să-mi treacă viața prin fața ochilor și o să fac: a, de la aia. Faza că n-am exact, uite, vezi cum e viața asta. Un rinocer o să mă calce la operație și ăsta a fost sfârșitul. Acceptându-mi cumva karma asta, n-am știut toate detaliile despre familia de bătrâni de la etajul 7, aflasem de curând că este o familie de bătrâni unguri și mi s-a luat o piatră de pe inimă. Am fost: a, nu e karma mea, e karma lor. A, deci eu împlinesc karma. De-aia am făcut copiii, nu știu dacă ați avut vreodată claritate în viața voastră. De-aia am făcut copiii, de-aia ne-am mutat aici, de asta sunt în punctul ăsta. Și de-aia când ajungeam acasă și îi vedeam pe copii la televizor, le luam telecomanda, închideam televizorul, rulam covorul și îl dădeam la o parte, le puneam pantofii de step și crampoanele și: haideți copii, avem antrenament! Bucătărie, baie, baie, bucătărie! Genunchii sus, băiatul tata! Genunchii sus! De ce facem tate asta? Împlinim voia Domnului, hai! În fiecare bloc există cel puțin un vecin cu bormașină. Da. Ai bormașină? Nu. În primul rând, ca bărbat, dacă nu ai bormașină, nu ești bărbat. Deci n-ai bormașină. Nu ești bărbat. Na. Da. Iar bormașina pentru un bărbat este un drog, iar datul găurilor un viciu. Devii dependent după prima gaură. Ai dat o gaură în perete? Vrrr, mamă, m-a luat. Mamă, cum se simte? Bă, ești prost. Mua, îmi place. Mai dau o gaură. Vrrr, pun tablouri în baie. E o nebunie dintre asta. Când începe dimineața să dea cineva cu bormașina sau de... Bă, nu știi pe cine să înjuri, că parcă se aude de jos, dar parcă din stânga, dar parcă dreapta sus. Cine dă cu bormașina? Și într-o zi eram cu soția mea, abia ce-am culcat unul dintre copii, că-s mulți și așa că nu mai știm exact care pe cine am culcat. Și cum am culcat un copil, la un moment dat se aude o bormașină. Soția mea se uită de peste pat la mine și îmi zice: Costel, du-te tu și vorbește cu băieții care dau cu bormașina, să nu mai dea o oră cu bormașina cât doarme copilul nostru.
Ea ce nu știe despre mine foarte, foarte important este că eu sunt o găină de om. Eu nu vreau să intru în orice conflict. Eu, când trebuie să mă duc undeva să zic, vecine, nu mai fă gălăgie așa, eu prefer să-mi omor familia. Eu așa prefer să fac treaba asta. Și am zis soției, m-am uitat de peste palean, nu mai bine te duci tu? Ăla pe tine n-au cum să te refuze. Ești frumușică, ești și femeie, este, da, se opresc. Și era îmbrăcat așa într-un maieu foarte, îi se vedea totul frumos, cu niște pantaloni scurți și a fost, bine mă duc eu. Și am făcut treaba asta din păr. Și am fost, a, gata, știu care e metoda. Deja începusem să fac scenariu. Cum coboară ea la etajul 7, sună frumos acolo, hei, bună, ce faceți, băieți? Uite, abia ce-am culcat copilul și mă gândeam dacă vreți și voi o oră pauză și ăștia înțeleg altfel mesajul. Sigur că da. Cornele, nu mai da cu por mașina. Adu parizurile și muștarul. Haideți, doamne, intrați, nu-i problemă. O oră pe puțin. Și m-am panicat la faza asta. M-am panicat și m-am uitat la ea cu scenariul ăsta și am fost, nu te duci nicăieri. Mă duc eu, rezolv problema, sunt bărbat, azi nu te f***e nimeni. Și m-am dus să rezolv eu problema, mi-am luat inima în dinți, m-am îmbărbătat, m-am dus jos la băieții aia și am sunat la ușă și au răspuns și au fost, hei, bună, ce faceți? Dacă vreți și voi să luați o pauză o oră, că am fost cu copiii acum și culc și ăștia au fost amândoi. Cornele, nu mai da cu por mașina! Adu parizurile și muștarul! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Plec! Mulțumesc că ați făcut asta posibilă! Bravo! Mulțumesc din suflet! Să vă dea Dumnezeu să mai puteți! Pa! Salutare! Salutare! Păi, ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!